zic, iată, 22 iunie. În urma votului, se considerează următoarele rezultate. Sau vă rog, Tifa, face ce votul pentru. Văzând de toată votul registrat de proporția de viceprimar al Municipiului Piatra, și ținând cont de prevederea articolului 57, legea 215/2001, legea administrației publice locale republicată, articolul 14, 14 OG 315/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local. Se constată că domnul Salvo Robert Pijma, din partea ODMR, a obținut votul majorității consilierilor în funcție, drept pentru care s-a încheiat pentru proces de val. Îl felicităm pe domnul Salvo. Și vă rugăm să poftiți să depună jurământul. Subsemnatul Salvo Robert Ișvan, viceprimar al municipiului Câmpia Turfii, în conformitate cu prevederile articolului 32, alineatul 1, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Depun în fața Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turfii următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea, pentru binele locuitorului municipiului. Voi face o scurtă prezentare despre mine, pentru cei care nu mă cunosc foarte bine. Am 32 de ani, sunt născut și crescut la Câmpia Turfii. Sunt căsătorit și am o fetiță de 5 ani. Ceea ce privește studiile mele, sunt absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Buzna-Buca, Facultatea de Istorie și Filosofie, specializarea Istorie Contemporană, Relații Internaționale și Studii Europene și sunt de profesie consilier expert în Relații Internaționale și Studii Europene. Legat de cariera mea politică, pot să vă spun că sunt membru UDMR din anul 2006, iar din 2008 până la începutul acestui an, am ocupat funcția de vicepreședinte. Din ianuarie 2016, mai precis 15 ianuarie, ocup funcția de președinte al organizației locale a UDMR Câmpia Turfii. Stimate domnule primar, dragi colegi consilieri, vreau să vă felicit pentru rezultatul obținut la alegerile locale din 5 iunie 2016. Vă doresc multă sănătate, putere de muncă, ca în acești 4 ani care urmează să vă puteți duce la bun sfârșit proiectele propuse și susținute în campania electorală. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru votul de încredere de astăzi și pentru cei care m-au votat și cei care s-au abținut. Vă promit că voi fi un viceprimar pentru toți locuitorii municipiului Câmpia Turfii, indiferent de naționalitate sau religie. Îmi doresc o administrație deschisă, o administrație în slujba cetățeanului, îmi doresc un Câmpia Turfii prosper. Doamne ajută! Ca viceprimar, având în vedere un proiect ANTU pe care l-am numit la acel moment Câmpia Turfii. Conjunctura politică a momentului a defavorizat acest proiect, dar astăzi am depus în fața dumneavoastră jurământul în calitate de primar al municipiului Câmpia Turfii, având în vedere interesele comunității pe care am ales să o servesc cu cinste și onoare. Vreau ca în următorii 4 ani fiecare dintre noi să poată spune sunt mândru că sunt Câmpia Turfii, sunt de orașul meu. Perioada ultimilor 4 ani a fost o experiență extraordinară pentru de echipa mea. A fost un nivel de învățare și dezvoltare la nivel individual de două parte și de dezvoltare a ideilor fiecăruia în baza experiențelor lor profesionale și personale pe de altă parte. Este minunat să lucrez alături de oameni atât de diferiți ca pregătire, ca personalitate și care aderă la același scop comun pe care astăzi îl numesc cu mândrie Câmpia Turfii pentru fiecare. În calitate de primar al municipiului Câmpia Turfii, invit pe toți consilierii, indiferent de partidul din care fac parte, indiferent de culoare politică, să devenim parteneri în proiectul de dezvoltare al municipiului nostru. Pentru acest scop comun este nevoie să facem mai puțină politică în teorul actului de administrație, chiar dacă provenind din partide politice diferite, cetățenii au oferit tuturor voturilor de încredere, pentru că este nevoie de o administrație eficientă și în folosul comunității locale pe care toți aici o reprezentăm.
indiferent de numărul de voturi obținut de copra candidații mei, sunt primarul tuturor cetățenilor, sunt așa candidat în campanie electorală pentru fiecare. Proiectele echipei Partidului Național Liberal, începute în perioada mandatului meu de viceprimar, sunt adresate tuturor locuitorilor municipiului Câmpia Tuzii și vor contribui la dezvoltarea întregii comunități. Îmi doresc ca începând de azi să pornim împreună, la drum optimist, cu încredere, fără prejudecăți și să permitem timpului să demonstreze faptele. Vă asigur că vom începe să construim o administrație deschisă, cu o mentalitate schimbată. La fel ca și până acum, la mine vedeți ușa deschisă și nu o să rămân indiferent la nevoile orașului și a locuitorilor acestuia, astfel încât, începând de astăzi, la finalul fiecărei zile, locuitorii din Câmpia Tuzii să se simtă adevărații câștigători ai alegerilor locale din 5 iunie 2016. Am promis să fiu un primar pentru fiecare și sunt convins că toți împreună vom avea un viitor mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu.